Duh și în adevăr, glorie celui veșnic viu. Hai cu toți împreună. Pe Tine, Doamne, Te lăudăm. Ne-nchinăm în Duh și în adevăr. Glorie celui veșnic viu. Domnul care în veci domnești, în veci de veci domnești. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul, numele Tău, Iisus, îl înălțăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Tu ești sfânt, Tu ești.
genunchi și mulțumesc de harul și mila care am aflat-o la Calvar. N-aș putea vreodată să-i uit dragostea ce-o simt și acum. Și surori, și în această dupămasă, cu toți că suntem prezenți în casa Domnului, să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat și a hotărât pentru noi și ne-a rânduit încă o seară în care să ne putem bucura de prezența Domnului. Mulțumim Domnului că am ajuns cu bine la casa Domnului. Tuturor vă spunem un bun venit la casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze în această seară. Eu cred că Domnul a pregătit pentru noi și în această seară o hrană bogată, cântări frumoase și în mod special prezența Domnului Sfânt prin Duhul și prin Evanghelie
va fi și este cu noi și în această seară. Și pentru aceasta lăudăm pe Domnul și îl binecuvântăm. Am vrea să rostim frumosul verset din Cartea Matei, capitolul 7 cu 12. Și apoi, împreună cu fratele Liviu Jeniuc din Suceava, România, ne vom ruga Domnului, cerând binecuvântarea Domnului pentru slujba din această seară, rugându-L pe Domnul să ne binecuvinteze, să ne vorbească. Nici nu te poți gândi și poate nici nu realizezi de multe ori prin ce Domnul îți vorbește. Când s-a dus samariteanca la fântână, a crezut că pentru ea este o zi obișnuită, ca și celelalte. Se ducea seara, după ce probabil, sau ziua de fapt, mergea când era cel mai cald, pentru că era o femeie care probabil era rușine să iasă cu celelalte femei, dar s-a dus mai multe zile la rând, poate mai mulți ani la rând, și n-a știut în ziua aceea ce este pregătit pentru ea. Acolo, la fântână, o aștepta, ei se părea că este un străin, dar n-a știut și nu și-a dat seama numai mai târziu, poate mai spre seară, că de fapt acela pe care l-a întâlnit acolo i-a schimbat viața, i-a dat o nouă direcție, i-a mântuit sufletul și acolo s-a întâlnit cu Domnul. Nu știm ce Domnul are pentru noi în această seară, dar suntem convinși și credem că Domnul are pentru noi lucruri frumoase, amin. Chiar dacă ne mustră, Domnul are pentru noi lucruri frumoase, amin. Și Domnul să ne binecuvinteze, amin, și în această, amin, seară. Haideți să rostim frumosul verset, vă rog să-l puneți și pe cele trei scrinuri și apoi împreună cu fratele Liviu ne rugăm Domnului, cerând îndurarea Domnului pentru slujba din această seară. Amin. Amen. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Amin. Ne rugăm Domnului prin fratele Liviu. Suntem, o Doamne, în locul acesta, că știm că Tu ești aici, o Doamne. Unde este, o Doamne, poporul Tău, Tu ești capul bisericii și ești în mijlocul nostru. De ce dorim, o Doamne, prezența Ta să fie simțită de fiecare din noi? Amin. Atinge-ne pe toți, căci din, amin, Tine ies o putere, Doamne, amin, care vindecă, care dă viață, care, amin, întărește și aduce nădejde. Te rugăm frumos, o Doamne, binecuvântă pe toți cei prezenți, amin, Doamne. Te rugăm binecuvântă pe cei de care Te vei folosi în seara, amin, aceasta. Te rugăm, lasă ungerea de sus, Doamne. Amin. Amin. Tu ne vorbești prin cântare, ne vorbești prin poezie, prin cuvânt, amin, prin Duhul Sfânt. Ajută să luăm aminte, amin, Doamne. Inima noastră să fie deschisă, să avem voință de împlinire. Și Tu să ne dai putere, aleluia, Doamne. Aleluia. Te rugăm, aleluia, frumos, o Doamne, lasă-ți simțită prezența, amin, și cercetarea, aleluia, Ta prin Duhul, aleluia, Sfânt, aleluia, să fie peste fiecare dintre noi, amin, căci alt loc, o Doamne, pe pământ, în care, o Doamne, copiii Tăi să se simte fericiți, nu există decât în prezența Ta. Am vrea, o Doamne, să simțim căldura dragostei Tale între noi, să simțim mângâierea Ta prin mângâitorul, Doamne, peste noi și fiecare să fim plini de bucurie, că suntem în prezența Celui ce ne iubește, Celui ce are putere asupra trupului, asupra sufletului, are putere să ne mântuiască pe noi, are putere să mântuiască familia. Doamne, Tu ești Cel ce ne dai mântuirea. Mântuiește biserica Ta, mântuiește poporul Tău, Doamne. Suntem aici, vorbim de Tine, știm că ce îngerii Tăi sunt aici, să scrie o carte de aducere aminte, o Doamne, că ce, o Doamne, vorbim de Tine și știm, o Doamne, căci în cărțile cele de aducere aminte sunt scrise numele noastre, faptele noastre. Aleluia. Și dorim în seara aceasta să fim prezenți cu trupul, aleluia, să fim prezenți cu sufletul, aleluia, o Doamne. Tu să vorbești inimilor noastre, să fie răsturnate izvodirile minți și orice gând să-l faci rob ascultător de Tine. Ajută-ne și dă-ne putere să ne biruim, să ne modelezi caracterul prin cuvânt, că vrem să ne asemănăm cu Tine. Că atunci când vei veni Tu să iei ce este al Tău, ceea ce se aseamănă cu Tine, rămânem, o Doamne, în mâna Ta, rămânem înaintea Ta, Tu să ne prelucrezi și Tu să Te ocupi de noi, prin, aleluia, cuvântul Tău, o Doamne, aleluia, să Te ocupi de noi. Fie lăudat și împăratul nostru, numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Înainte ca să ne așezăm, vă rog să vă întoarceți în dreapta, în stânga și să ne salutăm, să ne binecuvântăm unii pe alții și apoi să ne așezăm.
Iubiți frați și surori, iubită Biserica Domnului, înainte de a face anunțul cu ordinea slujbelor care urmează, permiteți-mi să vă mulțumesc întregii biserici, bordului pastoral, bordului bisericii, pentru sprijinul dumneavoastră și pentru ajutorul dumneavoastră oferit în rugăciune și suport moral prin ipostaza vieții prin care am trecut și este inevitabilă pentru fiecare dintre noi. După cum bine știți, pe data de 3 martie, tatăl meu, în vârstă de 83 de ani, a trecut la Domnul. După o viață pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să slujească Domnului aproape 70 de ani, Dumnezeu l-a chemat acasă, având la ora 10, pe data de 3, având o vizită cu fratele lui, care este păstor în biserica numărul 1 din St. George. După o discuție frumoasă și a încheiat cu cântare de laudă și rugăciune, s-a retras în camera lui, iar la ora 12:20, el a fost chemat acasă. Ne-am deplasat toți cei ce suntem, copiii lui, fetele lui din America, în România, cu excepția uneia care a fost blocată în Washington DC datorită zăpezii, ajuns acolo. În data de joi, când am ajuns în Timișoara și am aterizat în Traian Vuia, toți ne spuneau că România va fi lovită de o furtună de zăpadă, 20 de județe. Astfel am ales ca să călătoresc cu trenul o noapte întreagă și am ajuns acasă vineri dimineața. Dumnezeu ne-a dat o zi deosebită, și vineri și sâmbătă, asemenea ca ziua de astăzi. Și acum permiteți-mi să vă aduc salutul bisericii numărul 1 din St. George's Bay. Fratele Grigore Strâmbu vă salută cu harul și pacea Domnului, iar la serviciu funebru am fost onorat să-l avem cu noi pe fratele Romu Mocanu, președinte, secretarul general al cultului, care v-a transmis în mod deosebit întregii biserici salutări sfinte și binecuvântarea Domnului. Și n-a uitat să-mi precizeze, nu uita, spune-i fratelui Teo Luca, mult har și binecuvântare. De aceea primiți cu bucurie aceste salutări sfinte din partea fraților și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Încă o dată vă mulțumim în numele celor 11 copii, 7 fete și 4 băieți. Vă mulțumim de suportul dumneavoastră, de ajutorul dumneavoastră, de sprijinul dumneavoastră în rugăciune și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Ascultăm spre slava Domnului fanfara bisericii care va lăuda pe Domnul, apoi sora Aurora Vereș cu un solo, după care urmează Nicu Neculcea, Tabita Purcar cu un duet, Dumnezeu să le binecuvinteze. Apoi ascultăm spre slava Domnului pe sora Ana Drohora cu o poezie, Dumnezeu să o binecuvinteze. Urmează corul bisericii și apoi predică fratele Victor Botnar. Amin. Thank you.
Doamne, rugăciunea mea să ajungă până la Tine, când poate nu mai există scăpare pentru mine. Iisuse, în încercarea mea, pe brațul Tău mă ține. Nu vreau să fiu scutit de ea, ci vreau să mergi cu mine. Iisuse, în încercarea mea, pe brațul Tău. Ar fi să-ntorc obrazul meu celui ce mă lovește, cu bine răsplătind mereu pe cel ce mă rănește. Chiar dacă ar fi să-ntorc așa o cară și rușine, ajută-mă să-ți pot urma, vrenic să fiu de Tine. Chiar dacă ar fi să-mi dur așa o cară și rușine, ajută-mă să-ți pot urma, vrenic să fiu de Tine. Să nu mă las să cad răpus în arșița pustiei, nici de-a lumii valuri pus în noaptea pribegiei. Oricât ar fi lupta de grea, voi birui cu Tine. Cine va fi împotriva mea când Tu ești pentru mine? Oricât ar fi pentru mine. Amin. El să-mi fie în veci nedespărțit. Numai El îmi poate stinge jalea, El mă poate face fericit. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe
credincios. Obosit când sunt, El mă odihnește, iar în lupta grea îmi este scut. La răspânti El mă sfătuiește și nevoi mi-e singurul avut. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă de veci, de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Vreau cu El să merg tot înainte și cu El să fiu oricând voios. Împlinind cereștile cuvinte, să mă afle-n toate credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci, de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci, de veci, Stăpâne, lângă Tine tare credincios. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Am venit să vă fac o invitație și în California, dar mai ales o invitație la sărbătoarea din cer. Vă invit la marea sărbătoare din cer, să nu lipsiți careva de acolo, atâta mă rog. Și atâta vă cer. Drumul într-acolo, unii îl știm din pruncie. E Iisus, calea cea dreaptă și vie. Avem cu noi GPS-ul cel sfânt, al Domnului infailibil cuvânt. Și de cuvântul sfânt primim să mergem dar de azi cu Domnul la capăt, la capăt o să ne întâlnim. Vă aștept, vă aștept la marea nuntă din cer, să nu lipsiți de acolo niciunul, atâta mă rog și atâta vă cer. Domnul să ne ajute pe toți.
să ajungem acasă. Amin.
aleikum salam rahmatullah wa barakatuh. V-am salutat cu fie ca pacea să fie peste voi, iar răspunsul a fost fie pacea și binecuvântările lui Dumnezeu să fie și peste tine. Dragii mei, în această după masă este o deosebită plăcere, oportunitate și un privilegiu pentru mine să fiu între români, între frații români și să pot aduce salutul bisericilor egiptene, acolo de acolo din nordul Africii și să vă pot mărturisi ce face Dumnezeu acolo în nordul Africii prin frații români. Fraților, să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului Dumnezeu în această după masă, care este din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, 11 și 12. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, 11 și 12. Scriptura spune că ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Amin. Amin. Luați loc, fraților. Deci astăzi vom vorbi și vreau să vă împărtășesc un secret cu dumneavoastră, cum Biserica lui Hristos poate grăbi venirea zilei lui Hristos. Cum noi credincioșii putem să grăbim acea zi când vom vedea pe Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Acum 9 ani de zile în urmă, când fusesem încă student la Seminarul Teologic Pentecostal din Chișinău, am simțit o chemare deosebită de a aduce Evanghelia dincolo de granițele Republicii Moldova. Și am zis, Doamne, oare sunt oameni în această lume care n-au auzit niciodată despre Tine? Doamne, eu citesc că Tu îmi spui să grăbesc venirea zilei Tale, dar cum pot, Doamne, să Ți-o grăbesc? Și tot citind Scriptura, Domnul îmi răspunde în Matei 24 cu 14. Evanghelia aceasta împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită în întreaga lume, ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor, atunci va veni sfârșitul. Și Dumnezeu îmi spune, Victor, mai sunt oameni care mor fără a auzi o singură dată despre mine. Națiunea românească este alintată cu Evanghelia. Națiunile din estul Europei sunt alintate cu Evanghelia. Se fac evanghelizări uriașe. Aud cuvântul lui Dumnezeu mulți, dar îl resping. Și am zis, Doamne, oare așa e toată lumea? Și Domnul spune, nu. Dumnezeu m-a trimis în Africa, în Egipt, și ajungând în 2006 pentru prima dată în Egipt, spre surprinderea mea am fost oprit în stradă de oameni și întrebat dacă sunt creștin. Și dacă pot să le spun ceva despre Hristos, fiindcă îl visează în fiecare seară. Au visuri și vedenie cu Domnul Iisus Hristos, dar nu întâlniseră niciun credincios ca să poată să le explice Evanghelia. Domnul Iisus Hristos, astăzi, în secolul 21, continuă să se descopere și să se reveleze prin visuri și vedenii în lumea musulmană. N-am văzut personalul musulman că se întoarcă la Dumnezeu și să nu aibă o confirmare clară de sus că mesajul care l-a auzit vine de la el printr-o viziune sau printr-un vis. Fraților, când vă gândiți la lumea musulmană, vă rog mult să vă rugați pentru ca Dumnezeu să trimită și mai multe visuri peste ei. Și mai multe viziuni în acea lume, dar și mai mulți oameni pregătiți, echipați să meargă și să predice Evanghelia acolo unde ea încă n-a fost pregătită și să grăbească venirea zilei lui Hristos. Am prilejul să pot lucra împreună cu organizația misionară Operation Mobilization sau OM. Mai multe informații puteți găsi pe www.om.org. Noi suntem o organizație internațională care lucrează în peste 140 de țări, suntem devotați să echipăm frați și surori din toate sferele sociale, din toate denominațiile, ca să predice Evanghelia acolo unde ea n-a fost predicată încă.
Am avut șansa să pot studia și în cadrul Universității Americane din Egipt. Acolo Dumnezeu mi-a dat privilegiul să pot predica Evanghelia în mijlocul studenților. Și într-o bună zi am un grup de studenți care vin în jurul meu și mă întreabă: Victor, de ce nu te convertești la Islam? Și nu știu câți dintre dumneavoastră, dacă v-aș întreba lucrul ăsta acum, ce mi-ați răspunde. Și o să aveți șansa, dacă o să vă întâlniți cu musulmani, o să vă întrebe de ce nu vă convertiți la Islam. Este cea mai faină religie a lumii, este spuma religiilor. Allah vă dă șansa să vă convertiți astăzi. Să deveniți, să devii o bună musulmancă sau să devii un bun musulman. De ce nu te-ai convertit? Este cea mai de top religie a lumii. The fastest growing religion as well. Crește foarte rapid. Le-am zis așa: în Domnul Iisus Hristos eu am o pace pe care nu mi-a dat-o nimeni în această lume. Tu, ca și musulman, te temi, făcând fapte bune, tu nu ești sigur că Allah te va primi în împărăția Lui, fiindcă învățătura ta spune că Allah este cel mai mare înșelător și face ce vrea El cu un bun musulman. Deci tu nu ai pace. Eu am o pace pe care mi-o dă numai Hristos. Bucuria mântuirii se înnoiește în fiecare zi în inima mea. Eu am siguranța că oricând voi trece din această lume, voi petrece veșnicia împreună cu Domnul Iisus Hristos, dacă continui să fiu credincios și să-L slujesc până la capăt. Dă-mi un lucru mai bun decât ăla am eu și mă convertesc la Islam chiar acum. S-a uitat la mine și mi-au zis: da, ție nu-ți trebuie nimic mai mult. Unul dintre prietenii mei îmi zice: Victor, eu te invidiez pentru stilul tău de viață și felul de a fi. Maica mea a fost evreică, s-a convertit la Islam. În momentul convertirii la Islam, lucruri ciudate au început să se întâmple în casa noastră. Foc în bucătărie. Pisici alergau prin case care nu erau pisicile noastre. Dacă era seara și ne descălțam la ușă, lăsam încălțăminte aranjat, bine aranjată, se stingea lumina. Când se aprindea din nou lumina, încălțămintea era pe masă. Lucruri ciudate. Eu nu pot dormi, Victor, de ani de zile. Eu nu am pace. Care este secretul vieții tale? Și am zis: Domnul Iisus Hristos. El este secretul vieții noastre, fraților. Atunci când oamenii se vor uita la noi să ne întrebe care este secretul vieții tale, să putem mărturisi Evanghelia nu numai cu vorba, dar și cu acțiunile, cu felul de a fi, cu stilul nostru de viață, cu atitudinile noastre, la locul de muncă, la școală, în colegiu, în biserică, ceilalți din jurul nostru să-L poată vedea pe Hristos. Probabil, nu probabil, dar eu cred că asta este cea mai puternică mărturie.
pățească pe zi ce trece tot mai mult, mai mult și dorința lui arzătoare de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Între timp a terminat Biblia, în timp ce era la spital. În acele zile, părinții lui m-au sunat și mi-au zis: a, domnul Victor, tu nu te mai întâlnești cu feciorul nostru, că dacă te întâlnești, nu vei trăi multe zile în țara asta și noi te vom găsi oriunde ai fi, vei fi în această lume. Fraților, la cine să alergi, dacă nu la Domnul? Într-o țară străină, un străin, într-o țară străină, la cine, Doamne, să alegi dacă nu la Tine? Tu mi-ai promis că ești stânca de scăpare, Tu mi-ai promis, Doamne, că ești cetățuia mea de adăpost, Tu, Doamne, mi-ai promis că mă vei călăuzi, mă vei apăra. Și Dumnezeu mi-a dat pace în acea zi. Au trecut aproape 9 luni de zile, nu m-am mai întâlnit cu Mohamed. Zic: Doamne, lasă-mi în brațele Tale. Acum câteva luni în urmă, în octombrie, eram împreună cu un grup de frați într-o biserică din orașul Gunoiului. Și acolo văd, zăreze departe, un tânăr cu o Biblie în mână. Mă uit mai atent, e Mohamed. Îl salut, mă salută, vine, aleargă la mine, mă îmbrățișează. Fața lui Mohamed radia de bucurie și pace, fraților. Îmi zice: Victor, n-ai idee ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Sunt născut din nou, sunt o făptură nouă. Să vezi tu ce a făcut Dumnezeu și în viața surorii mele, care de 7 ani fusese în moarte clinică. Datorită rugăciunilor ore, a adus-o la viață. Un musulman, fraților, îmi mărturisește. Îmi zice: roagă-te, te rog, și pentru mama mea, care are visuri și vedenii cu Domnul Iisus Hristos, să poată să-L accepte și ea în viața ei. Fraților, dacă aveți șansa, rugați-vă pentru mama lui Mohamed, ca să-L primească și ea pe Domnul Iisus Hristos, și viața ei și toată familia lui să fie transformată de dragostea Domnului Iisus Hristos. În anii precedenți am avut șansa să putem predica Evanghelia la triburile de beduini, la nubieni, între studenți, între diferite grupuri ale societății egiptene. Am avut șansa să distribuim Biblii. Chiar acum, câteva luni în urmă, împreună cu un grup, distribuiam Biblie în stradă, le uitam, luam fiecare Biblie și o uitam în stradă. Doamne, o pui într-un loc public, trimite Tu, Doamne, persoana potrivită să o ridice, Doamne. Și nu mergeam departe, ne întorceam înapoi și vedeam oameni cum ridicau Bibliile și începeau să citească. Mergea un om acum ceva timp în urmă, în mijlocul străzii, cu o Biblie în mână pe care o luat-o de pe un scaun într-un loc public, și așa de bucuros, fraților, citea, fiindcă a fost pentru prima dată să vadă o Biblie în viața lui. Nu-i permitem să dăm Biblie în mână, în caz contrar am fi arestați. Dar facem așa cum ne călăuzește Dumnezeu, ca cuvântul Dumnezeu să ajungă la cei care nu L-au primit încă. Fraților, nu vrem să vă lăsăm în necunoștință și despre necazul care s-a bătut asupra Egiptului. Probabil ați auzit despre cei 21 de frați care au fost decapitați. Acum luna trecută, 21 de tineri egipteni care lucrau în Libia au fost prinși de musulmani radicali, cum îi vedeți și pe screen. Au fost prinși, au fost îmbrăcați în culoarea portocalie și duși pe malul mării. Li s-a dat șansă să se lase de Hristos și să accepte Islamul. Și zic că fiindcă voi sunteți oamenii cărții, voi trebuie să muriți dacă nu vă convertiți la Islam. Și au îngenunchiat frații ăștia, s-au uitat ca Stefan la cer, și unii dintre ei, în timp ce li se decapitau capurile, strigau: ai milă, Doamne Iisus. A fost o presiune enormă pentru noi în Egipt și tot ce am putut să facem, vorbele nu au ajutat. Pur și simplu plângeam împreună cu creștini. Ce au vrut musulmanii radicali să facă, au vrut să facă o răscoală ca creștinii din Egipt să se poată răscura împotriva, să lupte cu musulmanii. Dar ce s-a întâmplat? Musulmanii nominali din Egipt
au avut compasiune față de creștini și au plâns împreună cu ei. Și relația lor a devenit și mai puternică astăzi. Așa a făcut Dumnezeu. Numai în cărțile de istorie aflăm și am auzit că mor creștinii pentru credința lor. Astăzi putem mărturisi și vedea lucrul ăsta în nordul Africii. Fraților, vă rog să vă rugați pentru aceste familii care și-au pierdut tinerii, frații, copiii, ca Dumnezeu să-i poată mângâia. Amin. Și Dumnezeul mângâierii să aibă milă de ei. Amin. 2 Corinteni, capitolul cu asta am să închei. 2 Corinteni, capitolul 1. Versetul 5, Scriptura spune, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Și Apostolul Pavel spune, în versetul 9, bancă ne venea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem toată nădejdea că ne va izbăvi încă. Voi înșivă, fraților, versetul 11 spune, ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin. Tot ce cerem de la voi, la biserica dumneavoastră, este susținerea în rugăciune. Voi, fraților, ne veți fi de mare ajutor prin susținerea în rugăciune pe care ne veți oferi. De asemenea, fraților, vreau să vă rog, să vă rugați pentru proiectul la care lucrăm cu refugiații sudanezi. Avem peste 2 milioane de refugiați sudanezi în Egipt, oameni care și-au pierdut casele, și-au pierdut familiile, tații lor au fost uciși, femeile și-au pierdut soții, fetele lor au fost violate, trăiesc în niște condiții greu de imaginat. Avem un scurt videoclip de 2 minute despre situația lor, pe care aș vrea să invit păstorul bisericii să ne călăuzească într-o rugăciune pentru lucrarea pe care o face Dumnezeu acolo în nordul Africii. Și fie ca Dumnezeu să ne folosească pe fiecare dintre noi în felul cum găsește El de cuviință, ca anul acesta să facem tot ce ne stă în putință, să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Amin. Amin. When we visit these families, we could not go with empty hands. We had to take something with us. And the need is huge. And I realized, what can we do for these people? We have to step in and do something. The project is called The Relief for Numba Sudanese Refugees in Egypt. We've seen a lot of people coming to Egypt over the last years. Special Christians who were persecuted in Nuba Mountains. It's a place where it has got resources and the government wants to get rid of people. So many, many husbands were killed, their wives were raped, their daughters were raped, and they try to get out of this place and they run to Egypt. In Egypt, they cannot have jobs because there are a lot of Egyptians who are living under the poverty line. We have over 50%, they say, of Egyptians who live with less than $1 per day. In this situation, receiving the Sudanese refugees, it's very difficult. It's very difficult for youth to find job. And we are working in partnership with a couple of churches. The church is involved in many activities, in food distribution, in tailoring and handcrafted projects, counseling, because most of the Sudanese are really traumatized and they are in need of counseling. We hope that this project is going to continue for a couple of years in Egypt,
and have people partnering with us, involving with us in this ministry, and seeing the kingdom of God being extended here in Egypt among the Nuba Sudanese refugees community. Vă invit să ne ridicăm în picioare, stimați copii ai Domnului, și aș vrea să îmi dați voie să citesc două versete, după care, așa cum fratele Victor ne-a rugat, vrem să vă rugăm din toată inima să facem o rugăciune pentru toți martorii și purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu care sunt pe câmpul de misiune în lumea, în bisericile arabe, în Egipt, în India, în Africa și nu numai. Dumnezeu să fie cu ei și să îi păzească și să le dea progres și succes în această mare lucrare a vestirii Evangheliei. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dumnezeu să binecuvinteze martorii Domnului Iisus Hristos, evangheliștii și purtătorii Lui de cuvânt. Cu toți așa cum stăm, ne rugăm din toată inima pentru lucrarea aceasta misionară. Tatăl nostru, te rugăm, ca o singură inimă, Doamne, ridicăm glasurile noastre către tronul Tău de har, de milă și de îndurare. Da, noi aici, în America, în țara aceasta încă liberă, Doamne, unde putem, de la învoanele bisericilor noastre, să predicăm pe Hristosul răstignit, pe Hristosul care a murit și a înviat. Dar nu e tot așa în lumea arabă, Doamne, și musulmană, în țările unde sunt creștinii și copiii Tăi persecutați. Tată, ei sunt martirizați și plătesc cu prețul vieților, Doamne, mărturia că Hristosul a venit în lume să mântuiască pe cei pierduți. Doamne, Te rugăm din toată inima să lași peste ei puterea Duhului Sfânt. Te rugăm din toată inima, Doamne, să le dai cuvânt, curaj, credință, nădejde, speranță, Doamne. Te rugăm să fii cu cei care au rămas fără soți, fără soții sau fără copii. Doamne, Tatăl nostru, fă ca rugăciunea noastră să ajungă la tronul Tău, de unde Tu poți să trimiți îngerii Tăi, Doamne, solii Tăi cerești, ca să binecuvinteze pe toți cei care iau cuvântul Tău și cu prețul vieților lor vestesc Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. O, aleluia! Te sclăvim, Doamne, și Te preamărim! Aleluia, aleluia! Tatăl nostru, Te rugăm, ajută-ne să punem și noi umărul la lucrarea Evangheliei Tale, Doamne. Te binecuvântăm, Tatăl nostru, Te glorificăm, Doamne, și Te preamărim. În numele Sfânt și glorios al Domnului Iisus Hristos, Îți mulțumim și Te binecuvântăm. Aleluia! Salutăm în mijlocul nostru în această seară pe toți cei care ați venit aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În mod special spunem din toată inima fratului Dorin și sorei Ana Druhora un călduros și un sincer bun venit la Biserica Philadelphia. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Împreună cu ei este fiica lor, împreună cu ginerele lor, familia Ene. Dacă sunteți amabili să ridicați mâna așa sus, unde sunteți, în sală. Ok, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Spune Biserica mie, vă rog frumos! Păi Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Liviu Ojeniuc, Dumnezeu să-l binecuvinteze, spune Biserica, amin, vă rog frumos, și pe fratele Victor Bodnar. Amin. Încă un amin, vă rog frumos. Amin. Și acum, frate Gianni, veniți în față, grupul de laudă cântă, noi deschidem inimele și portofelele și ne închinăm
de bunăvoie cu darurile noastre cântând împreună și serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amen. Și iar amen.
ocupați locurile împreună cu noi în această seară. Este și soția fratelui Liviu Geniuc, Domnul să o binecuvinteze. Dumnezeu este chiar lângă sora Mariara Filimon. Și Dumnezeu îi spunem un bun venit și Domnul să o binecuvinteze și tuturora care sunteți cu noi în această seară, indiferent de unde și din ce loc, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Corul laudă pe Domnul, apoi Florian sau Florin, fata, un frate care cântă un solo. Eu citesc ce scrie pe acest bilet. Estera Crețu cântă apoi fanfara bisericii și după aceste patru cântări, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dorin Druhora, care va predica cuvântul Domnului și ne rugăm ca Domnul să îl lungă și să-l folosească pentru noi în această seară. Dumnealui a fost ieri la clasa, ultima clasă care a fost ieri pentru grupa Eclesia și chiar ne-a vorbit și ne-a predat ultimul curs despre apologetica creștină, felul cum să prezinți Evanghelia. Domnul să-l binecuvânteze în această seară și pe dumnealui, că și profesorii au nevoie de o ungere specială și de a prezenta Evanghelia așa cum ne-a învățat ieri pe noi, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Ooh.
Slăvit să fie Domnul! Mă numesc Florin Tafta, vin din Sacramento, de la Biserica Emanuel, unde păstorește fratele Alin Bob. Vă aduc salutările bisericii, harul și pacea Domnului. Cu 2 luni în urmă am fost în România, am stat acolo 2 luni, am fost prin mai multe părți. M-am bucurat foarte mult de timpul care l-am petrecut acolo și între timp am făcut și cu ajutorul Domnului, cu Adi Glig, am pus o cântare împreună și cu Cătălin Cioculescu. Le-a dat Dumnezeu o inspirație foarte, foarte interesantă și am scos și un videoclip și aș dori ca să împărtășesc aceste cuvinte cu aceste versuri minunate care spune: timpul fuge, nu stă pe loc, trece ca un lemn în foc. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne dăm seama de timpul în care suntem. Amin. Să te mai grăbești. Poate am zâmbit, poate am iertat, poate am iubit mai mult. Poate am vedea ce n-am văzut și am devenit. Pe loc, trece ca un lemn în foc și se-ndreaptă omul către infinit. Totuși dacă poți iubi, nu vei mai avea sfârșit, vei trăi cu Dumnezeu în veșnicii. Că nu e timp să mai pot schimba ceva. Dar nu-i târziu să te oprești, încă trăiești, ești viu, ești viu. Ridică-te de unde ești, poți să iubești. Să știi, să știi, timpul fuge, nu stă pe loc, trece ca un lemn în foc și se-ndreaptă omul către infinit. Totuși dacă poți iubi, nu vei mai avea sfârșit, vei trăi cu Dumnezeu în veșnicii. Oh, da, vei trăi. Oh, da, vei trăi. Vei trăi.
Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în această seară, împreună cu soția, câteva zile aici la Atlanta, așa cum ați auzit, cu ocazia ultimului curs la Eclesia. Și vă aducem salutări din zona Los Angeles, mai precis unde este Biserica Emanuel, unde slujim, orașul Anaheim, California. Mulțumesc fratelui Teo, mulțumesc fratelui Costea și, nu în ultimul rând, mulțumesc studenților de la Colegiul Biblic Eclesia pentru că ne-au invitat să fim cu dumneavoastră în această seară și să stăm în prezența Domnului, să ne punem la dispoziția Domnului și să ne zidim sufletește prin tot ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Iată, spunând acestea, vă rog frumos să ne ridicăm cu toții și dacă aveți Biblie la dumneavoastră, vă rog deschideți la cartea cărturarului Ezra. Ezra, dacă aveți traducerea Cornilescu la pagina 494, va fi o citire scurtă din capitolul 8. Vom citi trei versete, versetele 21, 22 și 23. Ezra, capitolul 8, versetul 21, 22 și 23. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. 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 Vă rog să ocupați loc. Viața creștinului, viața de credință, seamănă cu o călătorie. Cel mai mult folosim această metaforă în cântările noastre, în poeziile noastre, în cuvântările noastre și în seara aceasta am să fac același lucru și am să vorbesc despre o călătorie. Și nu despre orice fel de călătorie, ci am să vorbesc despre o călătorie fericită. O călătorie fericită. Spune cărturarul Ezra, ne-am adunat acolo la râul Ahava ca să cerem de la Dumnezeu o călătorie fericită. Ce înseamnă o călătorie fericită și ce condiții trebuie îndeplinite de un credincios ca să aibă cu adevărat în viața aceasta o călătorie fericită. O călătorie de viață, o călătorie de credință, o călătorie cu Dumnezeu, o călătorie pentru slava lui Dumnezeu. Viața noastră este o călătorie. Spune Marele Apostol că și noi suntem străini și călători. Cetățenia noastră este în cer. Suntem în căutarea unei patrii. Viața noastră este, iubiții noștri, o călătorie. Am să vorbesc despre patru condiții pentru această călătorie fericită. Înainte ca să subliniem aceste patru gânduri, aceste patru observații, dați-mi voie o mică introducere și o mică schițare a tabloului în care ne așează textul,
Adică din punct de vedere istoric, să vedem cam unde stăm și unde suntem cu textul din Esra, capitolul 8. Primul val de evrei care s-au întors și au venit după ce Cir Persanul dă edictul la 537 înainte de Hristos, primul val vin conduși de către un guvernator, de către un conducător numit Zorobabel, și asta se întâmplă la 517. Vin și obiectivul lor principal este să rezidească templu de la Ierusalim. Au probleme, au greutăți, e foarte, foarte greu pentru ei să facă lucrul ăsta. Trec aproximativ 80 de ani de la acest prim val, de la rezidirea templului și repunerea lui oarecum în lucrare, și cărturarul Esra, aflat încă în exil, are pe inimă să se ducă în Ierusalim, dar de data asta nu pentru ziduri, de data asta nu pentru porți, nu pentru cetate, nu pentru proiecte din acestea glorioase și frumoase de altfel, ci de data asta Ezra are pe inimă să meargă și să investească în oameni. Aude el că, cu toate că templul e deschis și rededicat în Ierusalim, rămășița aceasta are o viață searbădă, o viață slabă, o viață de tradiție, de formă, de ritual. Și Dumnezeu îi pune pe inimă să se ducă acolo și să investească și să se ducă acolo pentru o reformă spirituală. La vreo 12 ani după el, va veni un al treilea val cu Neemia și vor ridica porțile, vor ridica zidurile cetății. Dar în seara aceasta vreau să rețineți că acest cărturar, acest om al lui Dumnezeu, care și-a pus toată inima ca să adâncească legea, să împlinească legea și apoi să învețe legea, principiu foarte important și simplu de altfel pentru credință, are pe inimă să vină la Ierusalim și să înceapă o reformă spirituală. Citiți cartea lui și veți vedea cum s-a întâmplat această reformă. Eu am să vorbesc în seara aceasta doar de cum au plecat ei de acolo, din Babilon. Ce s-a întâmplat? Pentru că n-a fost deloc ușor. Acest râu, Ahava, este un afluent a marelui fluviu Eufrat și Ezra are pe inimă ca acolo, la acest râu, să facă o strigare și să vadă câți evrei o să vină cu el. Spun sursele istoriei că undeva la 1 milion de evrei se aflau la ora aceea în Babilon. Oameni de business, oameni de afacere, de afaceri, oameni harnici, oameni destoinici, care n-au stat cu mâna în sân toți acești ani de robie și erau acolo și erau prosperi. Și Ezra face o strigare și trimite prietenii lui și trimite oameni care au pe inimă lucrarea din Ierusalim și zice: haideți să mergem, vrem să mergem în Ierusalim și să se facă acolo o trezire spirituală, o reformă spirituală. Spre surprinderea lui Ezra, aici, la râul Ahava, nu vin decât 1500 de bărbați. 1500 de bărbați. Gândiți-vă la 1 milion, câți erau în Babilon, și la strigarea pe care o face el, nu vin decât 1500 de bărbați. Al doilea șoc și a doua surpriză uriașă este că nu vine niciun levit și niciun preot.
Avea nevoie de slujitori, avea nevoie de oameni care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Erau importanți toți, dar mai ales avea nevoie de leviți, de preoți, niciunul nu vine. Și zice Ezra, când am văzut asta, gândiți-vă ce greu a putut să-i fie. A zis, am trimis încă pe prietenii mei din nou și oameni de încredere și am zis, mergeți acolo, în Casifia, unde e centrul spiritual, unde sunt leviții, unde sunt preoții, și convingeți-i să vină, uite ce să le spuneți, uite cum să-i lămuriți, uite ce mesaj să duceți și să vină. Să vină, că nu putem merge fără preoți, fără leviți. Deci undeva un procent de aproximativ 0,5%. Dacă punem că pe lângă cei 1500 de bărbați au mai fost familiile lor, dacă punem nevestele lor și copiilor, poate așa cu o cifră foarte generoasă și oarecum totuși reală, undeva la vreo 5.000 s-au adunat. Au venit și câțiva preoți, au venit și câțiva leviți, nu mulți. Și acum cărturarul Ezra, când îi vede pe ăștia toți adunați acolo, zice, uite de ce v-am chemat. Înainte ca să plecăm și să avem această călătorie, sigur, noi vrem să avem o călătorie fericită, vrem să fie o călătorie sub paza lui Dumnezeu, să fie binecuvântată de Dumnezeu, dar trebuie să stăm aici 3 zile și să facem ceva foarte important. Înainte de orice călătorie, dragii noștri, în viață, anumite decizii mari, anumite schimbări, anumite drumuri care încep, anumite călătorii care le facem în România, în America, oriunde mergem, orice facem, orice proiecte avem, e bine să învățăm acest principiu de la cărturarul Ezra și să vedem care a fost secretul pentru o călătorie fericită. 4 asemenea observații vom face pe scurt. Trebuie să fie o oprire înainte de a pleca, trebuie să te oprești. Interesant că noi știm că întâi plecăm și după aceea ne oprim. Nu. Ezra spune, orice început trebuie să aibă la bază această oprire de la râul Ahava. Trebuie să se întâmple această oprire, dacă e la nivel de individ, cum e fratele cu Egiptul, dacă era la nivel de familie, cum au venit copiii noștri din California, aici în Atlanta, dacă e vorba de biserică, dacă e vorba de comunitate, orice proiect ar fi, orice drum începe cu această oprire. Ce învățăm de la această oprire? Spuneam, vom face 4 observații la textul nostru. Înainte să o spun pe prima, doar să aveți și o schiță oarecum de în spațiu. A merge din Babilon în Ierusalim, călătoria lor a durat aproximativ 4 luni de zile, spun textele. Este undeva la 900-950 de mile, cum spunem noi. Dacă vreți, așa aproximativ un drum ca și cum ai merge din Atlanta în Boston. Și de ce am folosit orașul ăsta special? De ce l-am folosit? Pentru că aici la Atlanta, între foarte speciali studenți care sunt, că toți sunt minunați și toți sunt speciali, unul mai binecuvântat decât altul și de la fiecare ai ceva de învățat, dar un student prin excelență venea la școală din Connecticut, de lângă orașul Boston. Iar dimineață când am sosit cu fratele Gabi și am început să pregătim clasa și să pregătim începerea cursului, printre primii care a sosit a fost acest frate, Vasile Corjuc. Plin de energie, plin de bucurie, zice, frate, slavă Domnului, am sosit, am condus 12 ore. Wow, zic.
Zice, când era mai ieftin biletul, veneam cu avionul. Acum nu mai îmi permit cu avionul, acum mă urc în mașină și am venit 12 ore și parcă luai energie de la el, nu ca să se plângă, vai ce greu a fost, vai ce lung a fost, vai ce obositor a fost. Și mai avem niște studenți care vin din, Iosif, de unde vin? Din Louisiana, iară, ore, nu știu, vreo 7 ore sau așa, din Carolina. Deci, dumneavoastră nu v-ați înscris, că v-ați gândit că o să fie greu de mers din Cummings sau de unde sunteți noastră până aici. Cam atât aveau ei de mers și au mers pe jos și au mers 4 luni, cam un drum de la Atlanta la Connecticut, acolo de unde vine Vasile Corjuc. Prima observație. Înaintea plecării trebuie să aibă loc o oprire pentru post și rugăciune. Și rugăciunea aceasta și oprirea aceasta cu post și rugăciune este o oprire în care, înainte de orice altceva, recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu. Fără asta nu putem pleca, vrea să spună Ezra. De aceea ne oprim, de aceea la râul Ahava, de aceea postim, de aceea ne rugăm, pentru că vrem să recunoaștem că în lucrarea aceasta suveran este Dumnezeu. Trebuie să facem oprirea aceasta pentru că trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate lucrurile. Așa spune Cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 6, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Că vii din Egipt, că vii din Connecticut, că vii de unde vii, că mergi unde mergi, recunoaște-L pe Dumnezeu ca suveran, ca stăpân, ca domn și El îți netezește. Psalmul 46, versetul 10, opriți-vă, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu sunt Dumnezeu. Știți, Ezra face într-un anume fel ceea ce a făcut Moise când a zis, Doamne, nu trimite un înger, nu trimite o gardă îngerească, nu trimite nu știu ce semne din cer, știi pe cine avem noi, pe cine chemăm noi și chiar îți spun, Doamne, așa că post cum sunt eu și cum mai colțuros în vorbirea mea, Doamne, știi ceva? Nu mișcăm de aici până nu vii Tu cu noi. Amin. Da, dacă să vină Dumnezeu cu noi, înseamnă că trebuie să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vine cu noi să stea pe passenger seat și eu să fiu la volan și din când în când să mă întorc în dreapta, să zic, Doamne, la stânga sau la dreapta? Că oricum îmi zice la stânga, la dreapta, eu tot mă duc cum vreau eu. Nu, El trebuie să fie la volan și eu trebuie să fiu pe passenger seat sau unde mă pune El și să zic, Doamne, Tu ești la cârmă, cum mergi Tu este cel mai bine, Tu ești suveran, Tu ești stăpân, Tu ești domn. Asta e prima oprire în viața de familie, în viața de business, în viața de școală, în viața de biserică, în orice. Trebuie să ne oprim și să-L recunoaștem pe Dumnezeu suveran. Fără asta nu este și nu va fi niciodată o călătorie fericită. A doua observație, ar fi multe de spus, dar mă duc repede ca să mă încadrez și în timp. A doua observație este că oprirea aceasta, e musai, cum se spune în limba engleză, e musai să te oprești, pentru că oprirea aceasta trebuie să ne smerească. În oprirea aceasta trebuie să ne smerim. Asta e un lucru de care nu numai că nu predicăm, nu prea ne trece pe la urechi, nu prea ne trece pe la nas smerirea aceasta. Și câteodată ne mai smerește Dumnezeu, că nu vrem noi să ne smerim și dacă suntem atenți la ce spune Marele Apostol Petru, o să găsim un cuvânt la el în 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea Lui. La vremea Lui, deci nu la vremea noastră, nu după mintea noastră, nu după planurile noastre, ci la vremea Lui.
dar e foarte necesară, dragii mei, smerirea. E foarte necesar. În lucrarea lui Dumnezeu nu poți fără smerenie, nu poți fără să te smerești. Și ai nevoie măcar o dată pe săptămână, câte o zi pusă deoparte, pentru post, pentru rugăciune, pentru smerenie, pentru pocăință, pentru mărturisire. Avem nevoie de cât mai multă smerenie. Nu este niciunul. Dacă este unul care crede că este smerit, în momentul când spune că el e smerit, să știți că nu mai e. Deci n-are cum cineva să pretindă, știi, de fapt eu sunt smerit. Pentru că în momentul când el îți spune că e smerit, e exact ceea ce nu are, exact ceea ce îi lipsește. Dar spune Ezra, ne oprim, nu numai să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, ne oprim să ne smerim. Ne oprim să ne pocăim, ne oprim să plângem, ne oprim să ne mărturisim păcatele. Nu numai la cina Domnului, nu numai o dată pe lună sau nu numai o dată pe an, nu numai la începutul anului, nu numai când luăm decizii majore, ci avem nevoie mereu să ne oprim și să ne smerim. Să ne oprim și să ne pocăim, să ne oprim și să ne mărturisim, să ne oprim și să spunem, Doamne, eu vreau să mă fac mic pentru că vreau ca Tu să te faci mare. Eu vreau ca Tu să, eu vreau ca eu să fiu nimic, ca Tu să fii totul. Sună bine în teorie, așa-i? Dar când e practic acolo, toți suntem deficitari și toți suntem cu marea această nevoie, marea această stare de a ne smeri și de a ține privirea noastră la Iisus Hristos. De fapt, Ezra ce vrea să facă cu ei, vrea să facă un fel de ca și cum faci dumneata când îți duci mașina la reparație sau s-o duci din când în când la verificare și zice, la mașina dumitale, zice, pentru că trage pe stânga sau trage pe dreapta sau nu știu cum mai trage sau nu mai trage, că cine știe cum merge, exact așa este și sufletul, zice, trebuie să-i facem un alignment, trebuie să o punem pe linia Duhului Sfânt și pe linia care o vrea Dumnezeu. Și asta înseamnă că o băgăm într-un program din ăsta și într-un tratament din ăsta foarte special în care ne smerim, în care postim, în care ne rugăm, în care ne mărturisim, în care ne pocăim, fraților, chiar așa, ne pocăim. Nu cu cuvinte mari, ci în realitate, avem nevoie. Deci, Ezra spune, eu nu cumva vreau, nu-s la mine să vă uitați. Pe tot drumul ăsta, pe tot parcursul ăsta, ochii voștri, 5.000 de oameni, vreau să-i țineți la Dumnezeu. Vreau să-i aveți îndreptați spre Dumnezeu, nu spre un om, nu vreau să vă uitați la oameni și eu sunt un om ca voi, nu sunt, cum spunea fratele, nu sunt un om special, sunt un om simplu, dar ochii noștri trebuie să fie la Hristos. Și asta înseamnă, cu cât te smerești mai mult, cu atâta ochii tăi văd mai clar și mai lămurit și mai focusul, capacitatea ta spirituală de focus crește și îl are în centru pe Hristos. E un fel de a repune pe orbita duhovnicească sufletul, pe acea orbită a Duhului Sfânt în care Hristos e în centru și Hristos e mare și Hristos e totul și atunci eu trebuie să mă smeresc. Trebuie să mă opresc. Oprirea pentru smerenie, pentru pocăință, pentru a mă smeri. E foarte importantă această oprire. Apoi, mai este o a treia observație și avem nevoie și de asta foarte tare, pentru că, de fapt, ce înseamnă? Zice, să cerem de la Domnul o călătorie fericită. Înseamnă că nu doar că recunosc suveranitatea Lui, nu doar că mă smeresc, ci vreau să spun că depind total de Dumnezeu. Oprirea aceasta este pentru o totală supunere voii Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a luat un copil și l-a pus în mijlocul lor, a ucenicilor. Și copilul se uita în sus și copilul se uita la cel care l-a adus, la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a zis, uitați-vă bine la copilul ăsta și luați notițe și învățați. Dacă nu vă veți face la inimă, la suflet, ca un copil, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Copilul ăsta se uită în sus. Copilul ăsta depinde de tata, de mama. Copilul ăsta depinde de alții. Copilul ăsta nu zice, mă descurc, n-am nicio problemă. Copilul ăsta totdeauna știe, tata rezolvă problema. Tata știe, tata poate.
Depind total de Dumnezeu. Dependența aceasta totală de Dumnezeu e foarte, foarte importantă, iubiții noștri. Avem nevoie, știți, afirmăm că Dumnezeul nostru este mare. Dacă facem afirmația aceasta, de ce nu ne încredem total în Dumnezeu? De ce suntem disperați? De ce murmurăm? De ce cârtim? De ce dăm vina pe alții? De ce facem tot felul de mișcări disperate și de care după aceea ne pare rău că le-am făcut? Aici, la râul Ahava, este această corecție, este această rezolvare, este această aliniere în a recunoaște suveranitatea Lui, a ne smeri cu pocăință și cu mărturisire, și mai ales a spune Domnului: Doamne, ne supunem total Ție. Ne supunem total Ție. Depindem total de Tine. Așa spunea Domnul Iisus în Ioan 15, când le face tabloul cu vița. A zis: Tatăl meu este vierul, eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Ce lecție vreau să vă dau cu asta? Că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dependența noastră totală de Dumnezeu. Înainte de orice plecare, înainte de orice început, înainte de orice decizie, înainte de orice drum care îți stă în față și tot ce ai de făcut, fie pe plan material, fie pe plan spiritual, fie pe orice plan ar fi, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Amin. Smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu. Amin. Și pune-te total sub stăpânirea Lui și supune-i la picioarele Lui totul și pune totul. Apoi ultimul mai este unul care e foarte interesant și spune că înainte de a pleca în oprirea aceasta, noi trebuie să facem o mărturie. Este o mărturie. Foarte interesantă mărturia aceasta. Pentru că i-am recunoscut de acum suveranitatea, ne-am smerit cu pocăință, ne-am supus total, că știm că depindem total de El, dar mai trebuie să facem ceva, mai trebuie să facem o mărturisire, o mărturie, avem o mărturie de dat. Și asta spune Ezra, zice: am fost foarte încercat în drumul acesta, pentru că ne stătea înainte 900 de mile, 1500 de kilometri, 4 luni în care puteam fi atacați, puteam fi măcelăriți, aveau cu ei obiecte de aur, de argint pentru casa Domnului, aveau cu ei copii, aveau cu ei bătrâni, aveau cu ei femei, mame, aveau oameni în turma aia de 5.000 de suflete și puteau oricând să fie atacați de hoți, de oameni răi, de tot felul de pe unde aveau de trecut. Și spune el, împăratul a zis: vrei să-ți dau o armată să meargă cu voi, să vă o garnizoană din armata mea și să îi dau acest assignment foarte clar, să vă protejeze. Și zice: închipuiți-vă că i-am spus împăratului că noi avem un Dumnezeu mare. Și dacă i-am spus că avem un Dumnezeu mare, acum cum se mai cer și armată? I-am spus că Dumnezeul nostru e armata noastră. I-am spus că Dumnezeul nostru e apărarea noastră, e scutul nostru, e sabia noastră, e puterea noastră, e protecția noastră. Și acum cum să mă duc să-i cer? Dar am mărturisit, i-am făcut mărturia aceasta, i-am depus mărturia aceasta, că Dumnezeul nostru este viteazul, este împăratul, este stăpânul, este domnul, este medicul, nu? Eu nu zic să nu iei medicamente, să nu te duci la medic, dar totdeauna faci o mărturie, să știi că mărturia aceea va fi pusă la test. 4 luni de zile s-a tot testat acea mărturie. Dacă într-adevăr vă încredeți în Dumnezeu, dacă într-adevăr recunoașteți suveranitatea lui Dumnezeu, dacă într-adevăr vă supuneți la voia lui Dumnezeu, dacă într-adevăr v-ați smerit și v-ați încrezut total în Dumnezeu și ați mărturisit că Dumnezeu vă apără, acum mergeți într-adevăr prin credință, mergeți cu Dumnezeu. Nu vă mai uitați în jur, nu mai strigați la oameni, nu mai cereți ajutor din altă parte. Acest lucru trebuie mărturisit și acest lucru trebuie practicat, trebuie dovedit. S-ar putea ca mărturia, dacă ești în Egipt, să te coste grumazul. Și ce este deasupra grumazului și ce este sub grumaz.
Te costă și te costă final. Dar s-ar putea să nu fii în Egipt și să nu trebuiască să-ți staie nimeni grumazul. S-ar putea ca pas cu pas și zi de zi să trebuiască să faci mărturie. Mă duc în numele Domnului, ascult de Dumnezeu, mă conduce Dumnezeu, mă duc cum mă duce El. Și atunci în fiecare zi mărturia asta trebuie dovedită, trebuie verificată, trebuie demonstrată. Și vreau doar să închei cu un tablou foarte frumos din cartea Faptele Apostolilor. Știți, avem prima rugăciune în Faptele Apostolilor, o rugăciune scrisă de data asta. Doctorul Luca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, înțelege că această rugăciune trebuie scrisă. Și nu e neapărat rugăciunea aceea din odaia de sus, Doamne, arată-ne pe care l-ai ales. Nu, e o altă rugăciune. Mai ales rugăciunea după ce s-a coborât Duhul Sfânt la Rusalii. Știți care este? După prima arestare, după prima închidere în închisoare, după prima amenințare, ei se duc înapoi la frați, se duc înapoi în odaia de sus și acolo ce fac? Se roagă. Ce spun? Vai ce amărâți suntem, vai cum ne-a chinuit, vai ce amenințări, vai să facem un memoriu, vai să-l trimitem la drepturile omului, vai să vedem cum să facem, ce avocați creștini am putea găsi, vai cum să facem că ăștia ne taie, domnule, grumazul la toți. Și Obama, până la urmă, cine știe ce ispravă o să facă dacă se uită pe la ăștia. Și lumea asta merge nu știu cum și începem să ne lamentăm și începem să ne văicărim. Și atunci doctorul Luca zice, ia ascultați aici, pentru că dau sonorul tare, sunt 2000 de ani, dar dau tare așa să se audă până în secolul 21. Cum s-au rugat primii creștini după prima arestare, după prima închidere, după prima confruntare, s-au dus și s-au rugat. Știți cum au zis? Doamne, uită-te la amenințările lor. Amenințările astea noi le punem, Doamne, înaintea Ta, nici nu diluim noi cu ele, nici nu le lăsăm în mâna Ta, le lăsăm, Tu știi, dar nouă, dă-ne putere să mergem mai departe cu cuvântul Tău, să mergem mai departe cu credința, să mergem mai departe cu mărturia, dă-ne putere să stăm pe mărturia până la capăt, să fim credincioși până la capăt, dar nu se poate. Toți vrem călătorie fericită, așa-i? Toți. Nu este unul care să zică, eu nu vreau. Eu vreau numai din aia așa, care cumva să ajung, măcar să ajung așa, ultimul. Nu, vrem o călătorie fericită. Atunci trebuie să recunoaștem suveranitatea Lui. Atunci trebuie să ne smerim, să ne pocăim. Și asta în fiecare zi, și serios, și profund. Atunci trebuie să depindem total de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând să avem o mărturie care să o ținem real și concret pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Haideți la rugăciune. Vă invit să stăm înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, vrem o călătorie fericită. Familia mea are nevoie de călătorie fericită. Nu doar frații care pleacă în România, nu doar cei care pleacă în Egipt, nu doar cei care pleacă în California, nu doar cei care vin, nu doar cei care sunt în călătorie, nu doar fratele Luca, fratele Teo care este mereu în călătorie la Chicago, nu doar cei care sunt mereu în mișcare. Doamne, toți avem nevoie de călătorie fericită. Vrem să Te înălțăm pe Tine, Domn și Stăpân. Vrem să ne smerim cu pocăință. Vrem să ne supunem total voii Tale. Amin. Și vrem să ținem mărturia sus. Mărturia că Iisus Hristos este Domnul. Mărturia că Iisus Hristos este Împăratul nostru. Mărturia că Iisus Hristos domnește și că este Stăpân și că vine și că ne pregătim să vină. Și pentru că ne pregătim să vină, facem tot ceea ce trebuie făcut ca această mărturie să nu fie batjocorită și să ținem mărturia lui Iisus Hristos. Dă-ne putere, Doamne. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.
Vă invit să ocupați locurile, fratele Liviu are un cuvânt din partea Domnului pentru noi. Slavă Domnului! Era o vedenie că Domnul avea în vedere să lase niște raze de cercetare a Duhului, să facă o înviorare. Știți când lipsește soarele, căldura asta, la umbră sunt mai ofilite plantele. Domnul avea în vedere lucrul ăsta, dar pentru asta Domnul spunea, intre la curățire întâi. Și făcea curățirea de sus în jos, de la cei ce slujesc, prin cântare, prin predică, prin slujbile de aici, venea la curățire și după ce făcea curățirea, făcea o înviorare. Domnul avea un plan pe plan spiritual, un plan de înviorare, de ridicare spirituală a bisericii. Doamne ajută să ne curățăm noi, că dacă nu, ne curăță Domnul. Apoi se vedea așa ca cum ar fi biserica în rânduri, în colonată și la un moment dat a început să bată un vânt mai rece și s-au distanțat rândurile. Și s-au distanțat și așa cum era rândurile și în flanc, așa cum era unul după altul. Și unii au început să iese din rânduri. Și cum ieșea așa din rânduri, nu se mai vedeau. Și Domnul spunea, dacă nu se face unitatea și Domnul va pune în inima un nor a dorința aceasta de mijlocire pentru biserică, de unitate la nivel de biserică, dacă nu se făcea unitatea asta cu căldura, dragoste, cu unitate, mai ieșea și din rândurile din față și din poziția din față, ieșea dintre rânduri. Dar planul Domnului era dacă se făcea unitate și venea căldura dragostei lui Dumnezeu, cum era coloanele astea se unea, începea să se lungească coloanele. Mai veneau și se lungea și devenea, cum era biserica încolonată, se lungea rândul, mai veneau acolo să se adăuga. Doamne ajută! Era ceva particular, am să spun particular. Eu m-am gândit când vorbea fratele, mi-am cerut voi... Oamenii ăștia pentru călătorie spre Ierusalimul de jos, au postit și s-au rugat. Noi mergem spre Ierusalimul de sus. Avem și noi nevoie să postim și să ne rugăm. Amen. Ei au postit și s-au rugat, știți că au ajuns cu bine, spune la versetul 31, am plecat de râul Ahava să ne ducem la Ierusalim, în a 12-a zi a lunii întâi, mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi. Și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit. Domnul să ajute să nu se piardă nimeni. Ne-am pornit spre Ierusalim, să ajungem cu toți la Ierusalim. Pentru asta trebuie să postim și să ne rugăm și Domnul să binecuvinteze călătoria aceasta și nimeni să nu se piardă pe drum. Știți că câteodată vine ca o stare de oboseală? Cei din Betel trimit să întrebi la cei din Ierusalim, să mai postim, să ne mai rugăm? Spune la Zaharia, capitolul 7, versetul 3. Cei din Betel, de la versetul 2, trimit să întrebi pe preoții din casa Domnului, știrul și pe proroși. Trebuie să plâng și în luna 5-a și să mă înfrânesc cum am făcut atâția ani? Și vine cuvântul Domnului și spune la tot poporul țării și preoții, când ați postit, ați plâns în luna 5-a și a 7-a, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Dar Domnul face o făgăduință pentru cei ce se roagă să le binecuvinteze călătoria. Cei ce stau și se roagă și postesc, Domnul face o făgăduință și spune la versetul 19, Zaharia, capitolul 8. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna 4, postul din luna 5, postul din luna 7 și postul din luna 10 se va preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie și în sărbători de voieșie. Dar iubiți adevărul și pacea. Domnul să binecuvânteze pe cei ce sprijinesc lucrarea Domnului. Prin post, prin rugăciuni, să le prefacă zilele acestea de post în zile de biruință, de binecuvântare pentru ei, pentru familiile noastre, lor și pentru tot poporul Domnului. Amin. Amin. Lăudat să fie Domnul! Iubiților, așa cum Domnul ne-a vorbit prin cuvânt și prin Duhul Său cel Sfânt, sigur că Domnul vrea să... Fim o familie unită. Și dumneavoastră știți că noi cântăm câteodată cântarea asta. Să fim o familie unită. Și de aici, de la microfonul ăsta, spuneam că
Noi am vrea să nu fim numai Biserica Philadelphia, ci să fim familia Philadelphia. Dragii mei, vă mulțumim frumos pentru popasul care l-am făcut împreună în acest loc, în această seară. Vă binecuvântăm la plecare de aici. Mulțumim fraților care au slujit, fratelui Liviu Ojeniuc din Suceava, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Familiei Druhora, fratelui Dorin, sorei Ana, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și fratelui Victor Bodnar, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Și cei care sunteți în sală, oaspeți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, dați-mi voie în câteva minute să fac câteva anunțuri care sunt importante pentru Biserica Philadelphia. Ne apropiem de Sfânta Sărbătoare a Sfintelor Paști. Sigur că pentru aceasta formațiile bisericii, corul și fanfara, grupurile de laudă, departamentul de copii fac pregătiri, repetiții, ne rugăm pentru voi și dorim din toată inima să fiți pe unda Duhului Sfânt. Știm că a venit primăvara și sigur că aveți foarte multe de făcut pe lângă casă și apoi fiecare la școală, ori la serviciu, dar să nu lăsăm lucrarea lui Dumnezeu mai prejos decât lucrările noastre. Ne rugăm pentru voi și vrem să vă încurajăm spunându-vă, stimați copii ai Domnului care sunteți în formațiile acestea importante ale Bisericii Philadelphia, Dumnezeu să vă pună o pasiune și o dorință sfântă de a veni la repetiții. Și vă mulțumim frumos! Marți este seara de rugăciune a Bisericii Philadelphia. Nu are rost să mai pierd mult timp de importanța ei. Este de o importanță colosal de mare. Vă mulțumim frumos! Aud vești bune, un număr destul de mare de frați și de surori, simt nevoia să vină marți seara la rugăciune. Foarte, foarte nice. Poi joi avem rugăciune și evangelizare, vineri seara tineret și joi și vineri de la orele 8. Și acum, pentru că anul 2015 l-am declarat anul familiei la Biserica Philadelphia, vom avea 4 seminarii de familii în acest an, în luna martie, în luna iunie, în luna septembrie și cu ajutorul Domnului în luna decembrie. În luna martie, în weekendul care urmează, respectiv vineri 20, sâmbătă 21 și apoi duminică 22 martie, seminarii pentru familii. Aveți la ieșire și dimineață și în această seară aceste cupoane. Vă rugăm frumos, dacă sunteți amabili, să le completați. Sunt foarte simple, foarte, foarte simple. Avem nevoie ca să le completați, ca să știm aproximativ numărul celor care vor participa. Spuneam cu alte ocazii și repet în această seară, toți avem nevoie de aceste seminarii, indiferent de vârstă. Toți trebuie să fim soți mai buni, soții mai bune, părinți mai buni și copiii care să ascultăm de Domnul și de părinții noștri mai bine. De aceea, dar, vă invităm cu drag sâmbătă 21 martie la orele 10 dimineața, de la 10 la 10 și un sfert, circa un sfert de ceas, să avem un timp de părtășie la o cafea, la ceva donuts. Sigur, pentru început, la 10 și un sfert, 10 și 20, pentru primul seminar de 45 de minute, va dura până în jurul orelor 11. Apoi facem o pauză de 15 minute, urmează al doilea seminar, de la 11 și un sfert, 11 și 20, până la orele aproximativ 12. Apoi am vrea să avem un prânz pentru toți cei care vor fi acolo, timp de o jumătate de oră, de la 12 și jumătate, 1 fără un sfert, până la 1 și 30, vom avea al treilea seminar și se va încheia aceste trei seminarii, fiecare seminar aproximativ 45 de minute. Fratele care va ține aceste seminarii este fratele Marian Condrat,
pastorul Bisericii Elim din Tacoma, Washington, ne rugăm ca Domnul să-i dea o ungere divină, să-l binecuvinteze și să-l echipeze pe fratele Marian să vină și să țină aceste seminarii, să fie un început bun, ca apoi în luna iunie vom avea un alt frate care deja am vorbit cu el, în luna septembrie un alt bărbat și în luna decembrie la fel. Dragii mei, duminica viitoare, 22 martie, la serviciul de seara, am spus dimineață și vă rog să mă ascultați foarte bine. Noi vrem să demolăm muntele care acum poartă numele de 580, mai avem 580 de mii de plătit la bancă. L-am demolat în luna ianuarie cu 10.000, în luna februarie cu 17.000 și acum ne mai trebuiesc 22.000 de dolari ca să facem o sumă rotundă în primele 3 luni ale anului 2015, 50.000 de dolari. Avem nevoie, trebuie să adunăm neapărat duminica viitoare seara, 22.000 de dolari. Vă rugăm frumos ca întotdeauna, așa cum ați răspuns anul trecut, în luna martie am strâns 50.000, în luna iunie 60.000, în luna septembrie iarăși 50.000 și în luna decembrie 60.000 de dolari. Fraților, am luat hotărâre aseară cu Consiliul Bisericesc în anul ăsta să demolăm acest munte. Să-l demolăm complet în anul ăsta. N-ați vrea? N-ați vrea să fiți în asentimentul nostru? Și vrem să-l demolăm complet. Eu m-am obosit să vorbesc de la amvonul ăsta despre acest munte. Și vreau, împreună cu dumneavoastră, să demolăm în anul ăsta acest munte. Și să nu mai îmbogățim pe bancari, ci să nu le mai dăm 7.000 pe lună la bancari, ci 7.000 să trimitem la misionarii din Africa, din India, cum dimineață sora aia, 16 ani. Cum o chema? Maria Iordănescu, nu? Iordănescu. 16 ani în India. O, extraordinar. Păi, fratele nostru, Victor Bodnar în Egipt. Nu? Și alții, peste tot. Doamne, pune această pasiune în inimile noastre. Spune biserica, amin, vă rog frumos. Vă mulțumesc frumos, vă rog să vă ridicați în picioare. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Ne vedem marți seara la 8, joi seara la orele 8, tinerii vineri seara la orele 8, familiștii la orele 10 sâmbătă, duminică dimineața la orele 9, după masă la orele 6, cu pacea Domnului, adunarea este liberă. Găsiți aceste cupoane în holul principal al bisericii. Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă dea o noapte sfântă și o săptămână binecuvântată. Aleluia, amin și amin.